Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Dacă vă e frică de mumii, atunci să nu vă duceți la noul muzeu al civilizației egiptene din Cairo. Acolo au ajuns 22 de faraoni mumificați, care au trăit cumva în Egiptul antic. Printre aceștia se numără și celebrul Ramzes al II-lea, care a domnit 67 de ani. Mutarea mumiilor a costat Egiptul câteva milioane de dolari investiți, inclusiv într-o paradă grandioasă. Aceasta s-a desfășurat pe o distanță de 5 km, în centrul capitalei egiptene, și a fost urmărită de mii de oameni. Atenție! Mulți egipteni se tem că mutarea mumiilor va dezlănțui un blestem al faraonilor și pun deja pe seama acestei năpaste mai multe accidente care s-au petrecut între timp la Cairo. Noi le transmitem faraonilor respectul nostru și încheiem această știre aici. Imaginile cu parada de aur a faraonilor au făcut înconjurul lumii și au ajuns aici la școala TV Dicție.ro. Vizionare plăcută!